Nu vă pare, vedeți în asta doar avantaje sau totuși există și eu, riscuri? Eu prefer să nu mă băt cu apă rece, mă refer la datele sondajului, sondaje lor, da, hai să zic așa. Ele sunt bune pentru cei care știu și vor să, să le citească, să le analizeze. Da, este, pentru că este o fotografie în o anumită, pentru o anumită perioadă pe care noi o parcurgem. Dar nu trebuie să servească motiv pentru relaxare pentru unii da? și demoralizare pentru alții. Eu prefer să le transmit de fiecare dată colegilor mei că nu avem motive încă de, de bucurie. Situația poate să se schimbi de la zi la zi și multe campanii electorale au arătat că bravada înainte de timp pentru unii a fost în defavoare. Deci, ele eu, sunt eu, bune, dar cele de treabă, adică nu cele scrise, pe, desenate pe, pe, pe genunchi, cum spunem noi, în mediul nostru, dar nu este un motiv de, de celebrare a unei victorii. Eu discut cu oameni diferiți, inclusiv cu politehnologii, care spun că, de fapt, în cazul în care pasă cum ia majoritatea,

Voturi la limita majorității, dar totuși să vă coalizați cu cineva. Bine, eu aș spune în felul următor. Noi, primul lucru, PAS a crescut și s-a dezvoltat organic, dacă pot spune așa, cumva natural. Noi n-am fost un partid care am explodat în, în creștere și așa mai departe. Noi am parcurs toate etapele. Nu am vorba unui tot expert, nu am încălicat o, o trăsură care era parcat, un partid care era parcat, i-am schimbat denumirea și am, am pornit la drumul politic. Noi am zis că începem așa, să călcăm glodul, să mergem prin soare, prin ploaie, să creăm structuri, să ne înregistrăm, să vedem ce, cum e asta, să mergem într-o campanie, a doua, a treia, am setat niște reguli interne, votul secret când se alege conducerea, Modul de finanțare foarte principal, transparent, din donații mici, cotizații, să nu depindem de culoace, cum o depinsă alte partide. Și asta cumva mă întărește în convingerea că noi ne-am dezvoltat un gen de antidot, iată la fenomenele astea care le spuneți dumneavoastră, care, da, ele sunt periculoase pentru orice partid care cumva așa exploziv crește, da, care a avut un niște lideri cu bani, cu televiziuni și așa mai departe, nu, atunci se, se deconectează da, de la nu, realitate. Nu vorbesc doar despre asta. În cazul <coughs> în care luați majoritatea de unii singuri, deci mai departe, n-aveți cum să dați vină pe altcineva. Da, eu asumare. Acum se poate de dat vină asumare, pe bandiți, pe nu știu, pe cei răi, pe oricine, pe socialiști, pe șorbi și așa mai departe. Mai departe, nu va fi posibil de dat vină pe nimeni. În cazul în care, deși eu vă spun, eu sunt mai rezervat în în a afișa optimism și bravad referitor la scor. Noi, în cazul în care, da, vom înregistra un, un rezultat bun, sigur, vom ține foarte mult la aceea ca opoziția să fie vocală, vom crea condiții pentru opoziție. Nu vom proceda așa cum a procedat, au procedat cu noi. Mai departe, și asta vine și din programul nostru. De da ce, e asta, da ce, da ce e asta exact? Tot, spre exemplu, aceleși comisii parlamentare sau pur și simplu neglijarea inițiativelor legislative care vin din partea opoziției, demonstrativ, sau ceea ce vine din programul nostru, atitudinea față de administrația publică locală, adică de primarii din opoziție. Da, anul trecut, toți își amintesc. PSRM-șor a împărțit bugetul de stat la capitolul investiției pentru primării, doar pentru primăriile lor. Da, 300, cât erau? 330 de milioane, doar pe criterii politice. Nu, asta nu e abordarea noastră, nu e corect, pentru că toți cetățenii din toate satele trebuie să beneficieze și Primare trebuie să fie tratați ca lideri de comunitate, pentru că ei place cuiva, nu place, ei sunt aleși de cetățenii din acea comunitate. Deci, clar, opoziția ar putea să doarmă liniștit în cazul în care luați majoritatea. Da? Noi, de a, vă aduc dar, cine n-ar trebui să doarmă by, liniștit? By the way, by the way, în 2019, un partid care proaspăt plecase, l-am plecat de la guvernare, în alegerile locale din 2019, grații faptului că noi am organizat alegeri locale corecte, a luat cel mai mare număr de primari și de, de consilieri. N-am să-i spun numele să nu-i fac reclamă. Dar asta s-a datorat inclusiv faptului că noi am jucat corect, nu am canibalizat așa cum făceau alte partide.